Da, sincer, mă așteptam ca prima repriză să putem să înscriem, să cu atitudinea cu care am început la început, dar nu știu, parcă am avut momente că am fost temători, prea temători, am luat și golul dintr-o greșeală a noastră, dar după aceea am încercat să construim mai mult, să ieșim mai mult la joc și a doua repriză a fost într-adevăr foarte, foarte bună, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut și atunci ne-am asociat mult mai bine, am primit între linii, chiar dacă am fost cu un om mai puțin, am putut să ne creăm și ocazii de gol și prima repriză am avut. Dar la capitolul acesta v-am spus dinainte că suntem datori, ne creăm ocazii și nu putem să marcăm. A jucat mai bine în 10 decât în 11. Ce le-a spus la pauză băieților? No, cu și prima repriză am avut câteva inițiere, câteva construcții bune. Da, da. Dar nu ca comparativ, ocazii, da. Nu, comparativ cu prima, e mai bună a doua, pentru că și atitudinea a fost mai bună din partea tuturor și bineînțeles că am rămas cu trei pe fund, a urcat bancul în partea stângă și am putut să îi fixăm, să fixăm puțin fundașilor și fundaș central și de aici ne-am asociat foarte bine și am ajuns și în fața porții. Ce ați simțit la 1-0 și om eliminat? Da, e foarte greu nu să joci cu unul mai puțin. Primești și golul dintr-o greșeală care, dacă era pe meritul lor și pentru o acțiune dezvoltată de ei, dar a fost o greșeală noastră. Și până la urmă nu-ți rămâne decât să-i așezi mai bine tactic în teren și să poți să recuperezi mingea atunci când ei poate să joace între linii și să poți să ataci cât mai repede spațiile ca să ajungi la poartă. Ați avut multe discuții cu Andrei Ivan. Ce nu înțelegea sau ce nu făcea? Nu, era când construiau ei, nu ne duceam cum trebuie la pressing și până la urmă am rezolvat acest lucru. A intrat Mitriță, însă cum l-ați simțit? Bine, nu e, v-am spus că nu e 100%, nu e, pentru că a făcut doar două antrenamente și e foarte greu. Dar a alergat, a stat, a ocupat bine zona, a muncit mult pentru echipă. A fost o săptămână grea, spuneau fotbaliștii, apropo și de deplasări și de... Cum sunteți acum la final de acest joc? Mulțumit? Nu, mulțumit. Atunci o să fiu atunci când echipa o să câștige meci de meci. Atunci o să fiu mulțumit și cred că trebuie să ne plângem mai puțin, să ne uităm. Eu știu că e greu să te deplasezi, să te duci, să joci, dar suntem profesioniști și atitudinea pe care am avut-o în acest meci, trebuie să o avem tot timpul și să câștigăm meciurile, pentru că e important pentru noi. Spuneați la începutul acestei partide, niciodată nu ești sigur în fotbal, cumva adevărat. Dumneavoastră sunteți sigur că se merge mai departe așa cum a anunțat patronul? O să aflați, eu nu știu încă. V-am spus că nu, nimic nu e sigur. Dar muncim și sperăm ca să facem în continuare munca pe care am dus-o, să progresăm și v-am spus că e important pentru noi și să avem rezultate pozitive. Ca să lămurim un aspect, că se tot vorbește atât în fața televizoarelor cât și off the records despre acea clauză. Despre asta e vorba între despărțirea sau posibila despărțire de Craiova și dumneavoastră, nu știu, despre până asta. Acum nu s-a pus problema. Deci în momentul acesta, patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva. Așa că o să aflați dacă o să se întâmple, o să aflați. Vă mulțumim. Mulțumesc, seara bună.